Bună ziua, domnule Nicu Șordan, bine ați venit în studioul nostru la PS News. Bună ziua! Sunteți independentul cu cele mai mari șanse la primăria capitalei, nu o spunem noi, o spun sondajele. Motiv pentru care prima întrebare ar fi: cum a ajuns un ONG-ist convins, un om care a militat atâta vreme pentru București și pentru interesele bucureștinilor, să candideze la primărie? Care sunt resorturile care îl determină pe un astfel de om să ia această decizie astăzi? În primul rând, o corecție, nu mai sunt independent, sunt membru de partid, Da. Uniunea Salvați Bucureștiul, și motivul pentru care am făcut asta este ca să putem să participăm cu liste Ați la anticipat și a doua întrebare, la Consiliul General și la Consiliile Locale ale Sectoarelor. N-am vrut să fac asta inițial. Eu am intrat în 2006 în lumea asta prin participând la un meeting împotriva lui Videanu, care vrea să pună patru blocuri în fața Ateneului. Așa am ajuns eu cu timpul ONG-ist. În 2008 am scris un raport București, un dezastru urbanistic, pentru că era o preocupare, se întâmplau lucruri în oraș, dar mi se părea că nu se înțelege mecanismul. Și tot în 2008 am înființat Asociația Salvați Bucureștiul, crezând că o să putem să colaborăm cu autoritatea, dar repede s-a văzut că nu putem să colaborăm, adică unde am reușit să colaborăm, am reușit să schimbăm niște legi, în special cu organismele centrale, dar cu primăria n-am avut și de fapt am intrat în conflict pe lucrurile ilegale pe care le făceau ei. Intrând în conflict pe chestiuni ilegale, am ajuns în instanță, am reușit să oprim niște lucruri, dar nu poți, opunându-te, decât să oprești, să zic, 1% din tot ce se întâmplă. Și atunci singura soluție este să mergi la locul de decizie, adică să intri în politică. Înțeleg. Ideea aceasta, ați spus mai devreme că ați adoptat trecerea la un partid politic pentru că e mai simplu și ați avea o listă de consilieri. Nu creează totuși prejudicii de imagine când vorbești de partide politice? Românii sunt un pic reticenți. Nu era poate mai simplu demersul sub forma unui independent cu care bucureștenii se pare că sunt obișnuiți? Da, să știți că eu vorbesc cu oamenii. În special în 2012, da, în special la meeting-urile la care s-au tot succedat și la care am fost și eu în stradă, și am constatat schimbarea de percepție. În 2012, dacă vrei să spui partid politic, de fapt, noi când strângeam semnături în 2012, lumea spunea: nu vrem să auzim de partid politic. Când spuneam: e un independent, se mai întorceau câțiva. Însă am constatat că și societatea s-a maturizat. Adică oamenii au înțeles că pentru a ajunge la putere trebuie să lupți cu armele democratice care îți permit să ajungi la putere, adică să-ți faci un partid politic. În 2012, candidatura mea independentă a fost un fel de revoltă împotriva sistemului, dar cred că de atunci până acum am făcut cu toții saltul mental, crede că nu mai merge cu gesturi simbolice. Hai să ne opunem sistemului. Trebuie realmente să venim cu un proiect, cu o echipă de oameni care să fie în stare să administreze Bucureștiul. Asta este ceea ce cred că noi oferim acum. Campania electorală, cel puțin cele de până acum asta au demonstrat, presupune și o investiție. Vorbeam chiar înainte să intrăm în interviu. Cum se finanțează formațiunea dumneavoastră? Văd că vizual, cel puțin până acum, sunteți prezent, aveți corturi, aveți, eu știu, afișe, panouri, ceea ce până la urmă se reduce și la bani, nu? Da. În momentul de față am strâns cam 150-170 de mii de euro de la oameni de afaceri și mai avem niște promisiuni, să zicem, până undeva spre 300 de mii de euro. Nu am lansat, o să chiar azi aveam promisiunea de la echipa de IT că o să lansăm mecanismul de donații online. În 2012 am strâns vreo 25 de mii de euro eu ca independent din donații online. Aici am avut nevoie de niște precizări de la autoritatea electorală permanentă, pentru că
După cum știți, s-a schimbat legea finanțării partidelor politice. Noua lege este mai restrictivă, dar mai precisă și am avut nevoie și un lucru cu care personal nu sunt de acord, se cere identitatea donatorului. Și am avut nevoie să înțelegem de la autoritatea electorală ce înseamnă să verifici identitatea donatorului și am înțeles acum că trebuie să iei o copie după cartea lui de identitate, ceea ce o să implementăm pe site-ul nostru. Pe de altă parte, nu știu cum e profilul în general al donatorului, dar senzația mea este că oamenii donează mai ușor bani pentru un ONG, pentru o fundație și mai greu pentru un partid politic. În ceea ce privește acest mix, noastră fiind întrecerea aceasta de la ONG la partid politic, cum evoluează acest fenomen de donație? Unu și doi, dacă nu există riscul ca oameni care au dat bani în mintea lor pentru un ONG să fie oarecum nemulțumiți că acum văd că de fapt banii aia sunt la un partid politic, chiar dacă nu au înființat sau cu alte doctrine decât partidele clasice. Nu, nu. În primul rând, aici separația este foarte clară. În Ar fi bine să în o momentul de detaliem. față există asociația ca Da? persoană juridică și există partidul ca persoană juridică. Deci Ele nu au. donatorii merg ori spre una, ori spre alta, iar Da, banii și nu există nu se... niciun fel de transfer între cele două. Ca să lămurim chestiunea cu donațiile pe asociație, că deja asociația are un istoric de 8 ani. Da. Ele au venit, deci noi ne-am finanțat din diferite programe. Cele mai mari sunt două programe de la fondurile norvegiene de 60.000 de euro, care le-am luat în ultimii 2 ani. În rest am avut finanțări mici de 5.000 de euro, 3.000 de euro. Cu totul, în 8 ani am luat vreo maxim 200.000 de euro. Și în afară de asta am mai primit. Exact cum spuneți, de la firme și de la cetățeni prin 2%, cam 2-3 mii de euro pe an, și de la firme prin programul 20% pentru firme, sume de ordinul 5.000-7.000 de euro pe an, pe care ei și le deduc din impozitul pe profit. Deci asta este partea cu asociația. Pe partid am omis să spun, dar cred că lumea subînțelege, oamenii care au dat bani la partid n-au pus nicio condiție, adică felul în care noi am activat până acum, felul în care eu am activat până acum, cred că se înțelege că nu facem trocuri din astea. Într-adevăr, există o reticență la oamenii de afaceri de a te asocia cu politicul. Și aici, pentru că există o experiență de acțiunilor discreționare ale ANAF-ului, ale tuturor organelor de control și oamenii realmente le e teamă să sprijine un om care este împotriva sistemului. Cam asta este. Și tocmai de-aia este de apreciat curajul celor 4-5 care au făcut-o în anul ăsta pentru partidul ăsta nou înființat. De-a lungul experienței noastre și, până la urmă, prezenței în spațiu public, au apărut și zvonuri legate de faptul că ați fi omul Elenei Udrea, inclusiv în spațiu virtual. E așa, nu e așa? Și dacă nu, cum combateți astfel de zvonuri și de ce credeți că au apărut? Pentru că nu există nimic adică, în afară de un zvon, nu există nimic. Cred că lucrurile astea au început când noi eram în contradicție cu primarul Oprescu. Și pe principiul ăsta bipolar, cine este împotriva lui Oprescu trebuie să fie omul Udrea. Cam ăsta este singurul motiv. Dar noi am făcut o plângere penală împotriva lui Alin Cocoș, totuși. Adică și asta este fapt. Procurorul a dat NUP, noi ne-am dus în instanță împotriva parchetului și a lui Alin Cocoș. Deci, nu cred că. Apropo de omul cuiva, recent ați primit o propunere mai voalată, unii spun chiar directă, din partea unui alt contracandidat cu șanse, mă refer la doamna Gabriela Firea, care vă vedea ca un foarte bun și posibil aliat pe postul de viceprimar după alegeri.
Unii au vorbit inclusiv de un posibil blat în acest context, în care, iată ce propunere frumoasă a venit înainte chiar de campania oficială. Am văzut că ați avut totuși o reacție și ați refuzat din start acest gen de colaborare. Poate o mai nuanțăm puțin această idee și doi la mână, puteți să spuneți astăzi la PS News în fața publicului că sub nicio formă Nicușor Dan nu se va asocia în viitor după alegeri cu PSD-ul sau cu PNL-ul? Mă refer la principalele partide importante cu șanse electorale. În primul rând că n-a fost o propunere de la. A fost o simplă declarație de presă pe care. Deci n-a fost o ofertă pe Da, mulți au care. spus o propunere indirectă. Acum depinde Da. cum o percepe fiecare. În al doilea rând. Nu există în momentul de față, nici la PSD, nici la PNL, o voință de schimbare a modului în care s-a făcut politic până acum. Adică noi de 10 ani ne batem împotriva unui mod de a administra orașul, cu 300 de lei crizantema, cu niciun fel de dezbatere publică pe proiectele importante, cu decizia comună a oamenilor din partidele astea să nu primească cetățenii la ședințe, deși legea spune că cetățenii au voie la ședințe. Deci, noi asta vrem să schimbăm în mod fundamental și partidele cele două pe care le-am menționat, PNL, PSD, nu văd voința asta. Uitați-vă luna asta, cum există decizii judecătorești în Parcul Tineretului, că acolo e parc și n-ai voie să construiești. Primarul PSD de la sectorul 4 dă autorizație de construire, primarul PNL de la Primăria Generală dă aviz de defrișare. Deci nu se pune problema cu partidele în forma asta să discuți. Pe de altă parte, în politică și mai ales dacă ești ales primar general, trebuie să lucrezi cu o majoritate. Adică nu ne ducem acolo să urlăm la lună, ne ducem ca să discutăm și să rezolvăm problemele orașului, dar pe niște principii pentru care noi ne batem de 10 ani. Deci ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, în situația în care, deci noi ne batem ca să obținem poziția de primar general, în situația în care nu vom obține asta, foarte probabil vom fi în opoziție în Consiliul General, pentru că foarte probabil va exista o înțelegere subterană între PNL și PSD. Candidatura noastră a doua acum. Se poate spune că s-a născut și din cauza fenomenului colectiv sau e pur și simplu ea vine după acest fenomen și nu are nicio legătură? Ați fost impulsionat și de acea tragedie sau? Nu, nu, nu. Eu am decis să candidez și am anunțat și formarea partidului și noua candidatură încă din 2013. Fenomenul colectiv, tragedia de la colectiv a impulsionat și am văzut asta în societate, mulți oameni care nu se gândeau să facă politică, au venit către politic din momentul ăsta, unii chiar la noi în partid. În momentul de față, România este condusă de un guvern de tehnocrați, de oameni independenți, neimplicați politic. M-ar interesa o analiză a dumneavoastră cu privire la activitatea acestui guvern de tehnocrați, atâta vreme cât până la urmă și dumneavoastră sunteți un om care s-a ținut departe de politică și aveți șansa să conduceți până la urmă o administrație, dacă lucrurile ies așa cum vă doriți și cum și-ar dori și București. Este o impresie amestecată și cu lucruri pozitive și cu lucruri negative. Mi se pare că pe chestiunea fundamentală, guvernul a procedat incorrect. Adică, în opinia mea, chestiunea fundamentală pentru societatea românească și pentru democrația din România este administrația locală. Și alegerea primarilor într-un singur tur favorizează baroniata locală care a paralizat structura socială a României. Și pe acest aspect, guvernul Cioloș nu a avut curajul
să-și asume o poziție tranșantă în care să sprijine exact revendicările străzii și a majorității cetățenilor. La fel sunt chestiuni simbolice care țin de corupție, pe care guvernul Cioloș nu a avut curajul să le adreseze, și aici este faptul că ministrul de interne, orice om care a făcut 8 clase, poate să vadă, comparând cele două documente, că el și-a plagiat teza de doctorat. Deci nu trebuie să ai 10 comisii ca să-ți dai seama de asta, și totuși omul ăla este ministru de interne, și asta e coroborată cu acțiunea ministrului Curaj, adică tergiversarea acestui flagel al tezelor de doctorate plagiate. Pe de altă parte, sunt chestiuni pe care guvernul le-a făcut în mod corect, adică faptul că a făcut un portal prin care putem să vedem așa brut cum sunt informații despre cheltuielile tuturor celor 13.000 de administrații centrale locale, ăsta este un pas mare înainte. Faptul că încearcă să funcționalizeze ghișeul.ro ca lumea să poată să-și plătească taxele și impozitele online, asta e un lucru bun. Faptul că încearcă să reducă fenomenul birocratic, a lansat o mare dezbatere publică pe subiectul ăsta, asta e un lucru bun. Ministerul Culturii, pe care îl cunosc destul de bine, are niște acțiuni și simbolice și o modificare a legii patrimoniului, la fel, lucruri punctuale foarte bune. Un alt personaj în care un segment important de populație și-a investit încrederea și pe care al cărui activitate o să vă rog să o comentăm este președintele Klaus Iohannis. Cum vedeți activitatea domniei sale de la câștigarea mandatului până astăzi? Și credeți că a dezamăgit în vreun fel acel segment electoral care părea intrat în adormire și care s-a trezit și a mers la vot pentru domnia sa la ultimele alegeri Da, prezidențiale? la fel, principala critică pe care o aduc lui Klaus Iohannis este legată de această lege a alegerii primarilor dintr-un singur tur, în care realmente nu s-a implicat, deși exista voința, dorința expresă și a societății civile și a societății civile în ansamblu pentru alegerea primarilor în două tururi, nu mai vreau argumentele. La fel, îl critic pentru faptul că a fost absent de la lucrurile importante care s-au întâmplat în România, îl mai critic pentru faptul că nu a reușit să implice în dezbaterea publică segmente deci așteptarea cea mai mare. Când Klaus Iohannis a fost ales, a fost pentru oamenii care cunosc sistemul democratic, știm că există partide, știm că există parlament. Aceasta este o forță democratică pe care nu putem să o neglijăm, însă așteptăm de la președintele Iohannis să aducă în dezbaterea publică, de la înălțimea funcției pe care o are, atât oamenii din partide și din parlament, cât și alți oameni din societate, și să cumva să oblige o dezbatere și să oblige partidele să ia niște măsuri pe care ei de fapt nu le vor, dar prin forța mediatică a acestor dezbateri să le oblige să recunoască niște lucruri pe care de fapt ele n-ar vrea să dacă lăsăm lucrurile să se petreacă în parlament, unde interesul public nu există, nu se vor întâmpla niciodată. E, această dezbatere și această aducere la masa discuției a unor oameni noi, președintele Iohannis trebuia să o facă și nu o face. Pentru că era singurul mod în care el putea să dovedească faptul că are în spate cetățenii care l-au votat. Asta nu a făcut-o și, în opinia mea, e târziu ca acum să o facă. Pe de altă parte, trebuie să spunem că el
în acele luări de puținele luări de poziții pe care le-a avut, nu a făcut erori mari. Adică nu s-a poziționat pe chestiuni antidemocratice, deci cumva a asigurat o stabilitate. Ați vorbit în prima parte a interviului nostru despre, să spunem așa, principala armă a organizației pe care ați condus-o, și anume blocarea și poate chiar anularea în instanța unor proiecte alucinante, să le spunem așa, sau care chiar deranjează bucureștenii. Care este rata de succes, să spunem așa, și ce se întâmplă în momentele în care pierdeți astfel de procese? Redeschideți altele, abandonați ideea, cum se poziționează asociația? Da. Deci așa grosier, rata de succes e undeva la 70%. Dacă mergem să împărțim pe subiecte, sunt procesele de informații publice în care autoritățile refuză să ne dea informații publice și noi le cerem în Și instanță. câștigați Aici și voi. rata de succes e mare, e 95%. Sunt procesele de fond în care încercăm să dovedim că anumite autorizații, acte sunt ilegale și aici din nou rata de succes e 70, e 80% să spunem. Și după aceea sunt procese în care încercăm să stopăm, deci sunt aceste măsuri urgente pe care cerem să fie luate ca să nu ne trezim cu blocul și după aceea să încercăm. Deci să stopăm înainte de producerea efectelor. Aici rata de succes e mică. Tocmai pentru că măsurile sunt excepționale, rata noastră de succes e, să spunem, 25%. Și mai sunt că am uitat că intervenim și de partea autorității. Uneori investitorii cer primăriei, care nu le aprobă tot felul de lucruri, le cer daune, uneori de 20 de milioane de euro într-unul din procesele noastre. Atunci intrăm de partea primăriei și aici rata de succes e foarte mare, 90%. Apropo de demersuri, ce se mai aude cu Halamatache? E un proiect în care ați intrat să-l contestați, practic. Da, Care este stadiul? acolo a fost o pur și simplu a fost o ambiție a primarului Oprescu. Noi am ajuns la un acord cu primarul și cu ministerul, cumva de acolo au ieșit zvonurile astea cu Elena Udrea, deși era ministru, nu era așa. Deci am ajuns la acord cu aceste două instituții ca șoseaua să se facă pe lângă Halamatache și au fost în teren șeful de lucrări, s-a desenat conturul, deci șoseaua putea să treacă foarte bine pe lângă Halamatache, pe patru benzi cum e acum. Deci a fost o ambiție prostească, hai să le dovedim ăsta că noi suntem jupâne. Și așa s-a demolat. Acum, ea fiind monument și nefiind declasată niciodată, ea trebuie reconstruită și este o lungă discuție despre unde ar trebui să fie reconstruită, care sunt câteva litigi. În fine, o să probabil că se va tranșa problema asta într-un an, Înțeleg. doi. Ea este în momentul de față, și aici este un lucru, partea cea mai importantă, pentru că e o structură de cărămidă care nu era excepțională, în schimb ce era excepțional la ea, și asta spun specialiștii, era structura metalică a acoperișului, care avea niște îmbinări care nu se mai găsesc decât în București, decât la Hala Traian. Astea ar fi trebuit desfăcute, așa au spus autorizațiile, ele trebuiau desfăcute cu grijă și pentru ca să se poată pune la loc. De fapt, a venit o macara și le-a luat și le-a aruncat pe șoseaua de centură, le-a dus cu un camion pe șoseaua de centură, sunt vai de ele aruncate și plouă pe ele. Haideți să ne întoarcem foarte pe scurt la campania electorală. Am văzut, cel puțin eu, nu știu în momentul de față, să fie anunțat formațiunea noastră un alt candidat decât cel la sectorul 1. Nu aveți ca la alte partide o echipă deocamdată anunțată. V-aș întreba odată de ce nu e gata acest demers și doi, până la urmă, am văzut că la sectorul 1 aveți o doamnă a cărei notorietate deocamdată vă mărturisesc că nu e una foarte mare, cel puțin din punctul meu de vedere. Ceilalți candidați cu care veți merge la celelalte sectoare sunt oameni cu o notorietate mai mare sau oameni
tineri care încearcă să-și facă auzite vocile acum. Eu o să anticipez. Rezultatul votului se dă azi. Da. Avem, în afara candidatului nostru la sectorul 1, avem 8 oameni pe 5 locuri și votul se desfășoară chiar acum online de către toți membrii de partid. O să anticipez răspunsul cu privire la vârste, deci o să avem oameni între 40 și 60. O să avem și femei și bărbați oarecum echilibrat. Sunt oameni care nu au o mare notorietate în spațiul public. Atunci, care ar fi atu domnilor lor? Sunt niște oameni care sunt foarte bine în profesia lor și pe care atât cât o să reușim să-i promovăm, sunt convins că oamenii îi vor aprecia. Pe de altă parte, trebuie să o spunem, oamenii cu notorietate la care dumneavoastră vă gândiți nu vor să intre în politică. Adică sunt oameni cu notorietate care sunt ok, ei pentru moment nu vor să intre în politică. Sunt oameni cu notorietate care nu sunt ok, pe ea nu vrem noi să-i luăm. Și sunt oamenii noștri care sunt foarte buni în meseria lor, n-au apărut în spațiu public, cu ei candidăm. Asta e. Da. Și tot în ultima vreme au apărut în spațiu public două scrisori deschise, să le spunem, semnate, te-aș numi eu, tot de activiștii civici, de oameni care reprezintă ONG-uri, unul dintre ele, sper să nu greșesc, Mișcarea Liberală pentru București. Semnatarii acestor scrisori vă contestă oarecum, spunând că ați părăsit misiunea, scopul pe care l-aveați față de București și ați intrat în zona aceasta politicului și faceți lucrurile greșit. E important să vă cer un punct de vedere legat de reacția lor, pentru că oarecum ei sunt percepuți ca fiind, să spunem, ghilimele de rigoare, de pe aceeași stradă ca și dumneavoastră, aceasta a activiștilor civici, cum îi denumim. Da, de ce credeți că apar aceste reacții care vă contestă? Există o anumită tensiune, mai precis a existat în urmă câteva săptămâni, acum văd că s-a terminat. Există câteva partide noi, au existat niște discuții cu privire la posibile alianțe. Eu nu o să spun ce s-a întâmplat în interior, pentru că nu asta este miza să ne... Orice aș spune eu, am început să ne atacăm între noi și nu asta este miza. De fapt, lupta noastră este cu partidele consacrate PSD-PNL. Nu s-a ajuns la o înțelegere. Între noi ne-am explicat de ce. Eu nu o să spun în spațiu public ce s-a întâmplat în interior. Am înțeles. Și ultima întrebare a interviului nostru de astăzi. Aș fi curios să știu cum arată familia lui Nicu Șordan. Ceilalți politicieni au obișnuit până acum să scoată inclusiv electoral acest aspect în fața alegătorilor. Noastră ați fost un pic mai discret la capitolul ăsta. Poate împărtășim publicului nostru această informație. Am o prietenă din anul 2004. Am o soră care are un cabinet de psihoterapie. Părinții mei sunt pensionari acum. Tata a lucrat la combinatul chimic, era muncitor acolo. Mama a fost contabilă la Remat, firma care aduna așa. Și am norocul să mai am o bunică în viață care are 87 de ani și e o persoană foarte interesantă. Și ce părere au domniile lor despre acest demers pe care îl faceți a doua oară, iată, de a încerca să ajungeți primarul capitalei? Bine, prietena și sora mea mă apreciază pentru asta. Și oarecum și bunica mea. Părinții mei mai degrabă consideră demersul ăsta neserios. Adică e o luptă cu morile de vânt, cred ei. Da. Vă dorim oricum succes și sperăm să faceți o figură frumoasă. Vă mai așteptăm cu noutăți și în studioul nostru la PS News. Cu plăcere, oricum.